Care este obiectivul principal pentru Golden League? Cred că să luăm toate meciurile în serios și să ne jucăm cât mai bine, mai ales că suntem foarte multe tinere. Apropo de acest lucru, 50% dintre jucătoare sunt noi, sunt venite din lotul B. Cum faceți să vă considerați o echipă, să fiți unite, cum vă motivează antrenorul în acest sens? Eu vin de la B și la B am lucrat tot ce se lucrează la A și trecerea este mult mai ușoară. Și în plus jucătoarele se cunosc între ele și nu este nicio problemă. Cum vă descurcați fără Cristina Negru? Cred că dacă vom juca ca o echipă va fi totul foarte bine. Mulțumesc!